Janina Ilieș și fratele ei, Viorel, au acceptat să răspundă provocării noastre de a reface o fotografie din copilărie. Înainte de asta vom vorbi puțin despre peripețiile și caruselul acesta al copilăriei voastre. De la 5 ani până la 7-8 ani, fiecare zi probam câte o rochiță, eram machiat, da? La un moment dat mama a crezut că am o altă orientare, doar că a aflat de la Janina că de fapt sunt doar manichinul ei. Nu mai pot. Unde stătea să-l machiez? De frică! De frică! Normal că stătea, că trebuia să stea, era cel mai mic. Mă păcălea, adică... ce-i drept, adică a avut și grijă de mine, bomboanele ei ajungeau la mine. A, deci îți spunea, stai să te machiez, hai să te îmbrac frumos în rochiță, te machiez și-ți dau bomboane. Da, și tu... Da. Eu? Acceptat. Eu striga dantura. Dar cum de n-ați găsit voi o poză pe care să o reproducem? O poză de atunci, de când îl machiai? Era totul pe ascuns, adică nu... Nu. De dar multe să știți ori... că balerinii ăștia am purtat eu după un an, că mi-au venit mie. Vă jucați și cum era? Mă întreba fratele meu mai mare dacă vreau să facem avionul. Mă lua efectiv în brațe, deschidea fereastra, striga la copii, și eu stăteam frumos la etajul 6. Da. Da? Adică ne făceam de cap până la ora 2-3. Când venea mama de la serviciu, da. Spărgeam geamuri, adică am făcut de toate. Geamuri, bibelouri, televizoare. Adică am reușit să facem acea cazemată cu pătura sub televizor și a căzut televizorul, s-a făcut praf. Janina, vreau să știu dacă aveai vreun complex în copilărie. Da, că eram singura fată între patru băieți și mi se părea incorect. Adică așa chiar n-am înțeles... în familie, pentru că familie, tu mai ai patru fete. Adică să faci pe bune atâția copii și să iasă doar o singură fată. Eram complexată de lucrul ăsta. Și de asta îl și îmbrăcam în fată tot timpul și îl machiam, pentru că îmi doream o surioară. Tu aveai vreun complex, Vio, în copilărie? Da, am avut... și acum începeam să plâng. Am avut strabism, dacă zic bine. Da. Am fost operat de două ori, am fost și cumva și la grădiniță, cum să spun cuvânt potrivit, de râdeau de mine. Bullying. Da, al nostru din ziua de azi, da. Și cumva nici la grădiniță nu m-am mai dus. Deci copiii se luau de tine pentru acest defect. Mă uitam în toate direcțiile. Ai vreo amintire? A venit cu vreun doi acasă? Oricum tot timpul erau frustrații de faptul că atunci când luau o notă mică, uite, sora ta de ce poate de la... Iar eu am trecut școala tot timpul, nu pot să zic, am și învățat, dar spuneam așa, ai mare noroc, copile, da, că sunt diriginta Gianinei, că altfel te dădeam afară. Îl ajutam, îi făceam temele, îmi plăcea. Îi le făceai tu? Da. Și te duceai la școală? Exact, pregătit, îi știau profesorii. Am spus că vom reface acea fotografie și Janina, tu ți-ai creat o ținută frumoasă, da, te ajutăm și noi cu câteva accesorii, mai arată-ne fotografia. Da, aceasta va fi pureaua mea. Și uite, o pereche de pantofi așa și o pereche perfecte, de exact pantofi. Ca cea din poză. Și pentru mine cizmele de damă? Și pentru tine cizmele Le-am adus de damă. Eu. Nu cred. Dacă era Crăciunul azi, da. Și moșu. Da. Stăteam acest cadou. Nu cred. Săracul nu mai are nici coada. Și eu am o surpriză pentru tine, Janina. Asta e chiar tare. Fugi! Hai să nu uităm pentru ce am venit aici. Am venit, da, pentru această poză. Abia aștept să facem reconstituirea. Te spun lui mama să știi. După 27 de ani.